Bună dimineața și bine ne-ai regăsit, dragi dependenți de feeder. După cum am spus ieri, iată-ne la prima zi a concursului de pe Balta Cenușaru. E un concurs tandem, din nou cu Teo. Astăzi, ce credeți voi? Bolanul meu epic, yes. Am tras fix locul de care vă spuneam că am mai fost la un concurs săptămâna trecută aici, când am văzut pentru prima oară Balta, standul numărul 8. Stand care se spune că este un stand bun, dar l-am pescuit prost rândul trecut. Vedem dacă am mai învățat ceva, vedem ce reușim să scoatem astăzi din acest stand. E interesant, e chiar o provocare chiar și pentru mine, să vedem, pentru mine, pentru noi, să vedem ce reușim să scoatem astăzi. Întrucât nu mai avem foarte, foarte mult timp, ne-a luat destul de mult timp să ne pregătim. Cum am spus, o să facem două vaduri. Avem aici fix aceleași lucruri ca și data trecută. Aici e o combinație de fish and grill și green halibut. Aici avem pelete perfect mini mix. Le-am activat puțin, astea o să le amestec să le dau la nădire. Avem fix aceleași lucruri. O să și pescuim cu ele. Moaiele le-ați văzut. Ne vedem din timpul manșei sau din timpul bombardamentului. Două vaduri. O să facem astăzi la fel ca și ieri. Și să vedem ce, Doamne iartă-mă, o să fie, pentru că spre deosebire de ieri, astăzi așa o să fie toată ziua, senin, soare. Și e posibil ca peștele să fie pe apă mică. O să trebuiască să căutăm zonele alea, exact ce v-am spus data trecută. Și o să ne mai trebuiască și puțin bolan la talia peștilor, la fel cum am zis ieri. Contează foarte mult. Haideți că mă apuc de treabă. Revenim! Start bombardamente. Hai că nu e camera. Deocamdată. Dă-i, fără frică. Prima n-a fost bună. S-a descărcat. Ia să mă văd și eu acum. Mai bagă puțin apă repede în ea. S-a mai uscat puțin de când. Ha? Ăla-i. După cum am văzut noi și la antrenament și în partida precedentă, primele lansări se fac mal opus. La prima lansare am ratat eu un pește, o trăsătură, nu știu ce a fost de la Teo, și cât mai făceam eu pe aici un alta, am dat și eu tot în mal opus și l-a agățat pe Teo la lanseta mea. Se ceartă cu el acum aici. El zice că ar fi un pește punctabil, vedem acum ce normal. E. Normal. E de la trecut normal? Am înțeles. Bă, e cu plus, nu-i cu minus. Colegii au deja doi pești în dreapta,
În stânga nu știm. N-am auzit nimic, dar cine știe? Au luat și ei unul? Auzi, deci noi eram cam ultimii de mai trebuia să mai luăm. La fel, sub 10 minute a tras de malul opus. Deci se confirmă oarecum, dar hai să vedem. Mamă, dar ce e așa mâneros? Eu sunt cu ochii pe lanseta lui Teo, că poate cine știe, avem noroc și poate dă și la el altă ceva. Să recuperăm și noi, nu? Că așa ar fi frumos. Nu, mă, Teo? Dar în primul și în primul rând, trebuie mai întâi să-l scoatem pe sân. Înainte să ne bucurăm că avem un pește sau că vrem doi, mai întâi trebuie să-l scoți peștele care nu-i în mincioc, în juvelnic, în nu punctează. De data asta am început, deși ieri am prins pe nutribombe și la tura trecută tot pe nutribombe, acum am început pe un Ocean Critters, un alt portocaliu de 8. Am zis măcar să vedem dacă pe malul celălalt măcar e ceva activitate, viață, un caras sau ceva, nu contează ce. Și se pare că i-a plăcut ăla. Continuăm. Pe vad, oricum o să insist pe nutribombe, clar. Dar după cum am văzut rând trecut, vadul cam după o oră și ceva dă rezultate, dacă dă rezultate. Ce-ai făcut, mă, Teo? Să fi luat o carptură? Ori am eu grijă... A? Excesivă? Ai grijă excesivă, da. Nu. Mic nu e. A? Nu e. Bine că am schimbat dracu, că aveam cârligul ăla legat de 10 și n-am avut eu. După prima lansare l-am pus pe la 8. Deci n-am, nu. Aia e fiecare cu piticii lui după creier, n-ai ce să-i faci. Ia uite, s-a mai luat un pește în stânga. Sau se cântărește extra cântar? Probabil. Extra cântar se ia la pește peste 10 kg. Sau în jur, da, 10 plus. Nu l-am văzut. Fă-i și tu o poză că suntem la mincioc. Ne cere să fim martori, dar deocamdată trebuie să fim martorii propriului nostru pește. No. Dă-i drum. Atamă la mare spatăr. Bă, nu e de... Nu cred că e de extra, dar nu e nici de mincioc, e de sac. Nu, bă. Primul nostru pește. Bun, mă, ăsta. A? Zici tu care 10? Nu are 10 ăsta, mă. A? Nu cred că are 10, Teo. Mamă! E înghițit. Să vedeți ce operație trebuie să fac aici. Uite-l. Tocmai unde este ăla acum? A, se vede? Se vede. Bă! Bă, dar ce buze sănătoase au ăștia, frate. Mișto pești. Ce crezi, mă, trebuie de gorjuri, mă, băiatul? Ți-a tras? Nu, gata. Gata. E și Teo acum, Andrei i-a dat și lui un pește acum, tot așa mal. Ne-am cam aglomerat pe zonă, pentru că data trecută
am încercat pe standul ăsta pe diferite, în diferite locuri și eu n-am avut nicio trăsătură, m-am luat vis-a-vis, a avut Adi rând trecut acolo pe zona aia unde pescuiște Teo și am zis că prima lansare am făcut-o și eu în altă zonă și n-am avut niciun țac și pe urmă ne-am îngrămădit amândoi acolo unde au fost rezultate și în partida precedentă. Și se pare că na, am luat eu un pește de acolo, i-a dat și lui un pește acum, dar ce știu e că vraja dispare destul de repede, adică o să înceapă cu caraș, cu dalea, cu... Probabil că se retrage acum, deocamdată dimineața asta în maluri și pe urmă ușor, ușor începe să se retragă. Și în dreapta noastră ne-au violat. Au avut un dublu drill și tot în mal dau și ei. Dar e o zonă puțin mai... Culmea e că e mai curățică în sensul în care acolo n-au stuf. Avem peretele ăla de stuf, pe orice altă baltă e super ok să dai în perete de stuf, dar aici probabil că e apa mică direct din stuf. Dar de ce unde e stuf pe alte bălți și stuful este încoace spre larg, e o adâncime ceva mai mare, dar eu data trecută am încercat să dau chiar acolo la baza stufului și n-am văzut nicio trăsătură. M-am întors cu niște răgălii, cu niște tot felul de scame pe acolo. Zero rezultate, din păcate. Să-mi spui când ești aproape cu el că nu, stau în picioare că fac varici. Avem minciogul aici. Oricum nu știu cât de mult, e bine, adică și dimineața să nu rămâi foarte mult în urmă, dar bănuiala mea e că de jucat o să se joace pe vad. Mai târziu, cine are mai mult pește pe vad, cine îl ține mai bine, cine îl ia mai mare. Asta e singura chestie pe care nu poți să controlezi. Acolo e strict de bulan, că la aceeași momeală îl iei și pe ăla de 400 de grame și pe ăla de 30 de kg, aia e viața. Imediat. Da, să că îl luăm și cu ăsta mare ce are. E de juvelnic. Lasă bă că e bun, că e cu plus, nu e cu minus. Și da, mai agăță și unul de acolo. Cam nervos el așa. Se lasă greu. Venit. Hai că s-a dat pe braț. Acum putem să slăbim și puțin frâna. Până acum l-am tras pe mușchi acolo. Cine știe ce agățături mai avea și ăla primar pe acolo. E suficient.
luăm noi așa frumos. Avem 7 minute acum până am dat drumul la canal, aici vreo 5 a dat, e bine. Oricum o jucăm de urmă astăzi. Se prinde pește și în stânga și în dreapta. Și au luat mai bine ca noi până acum. Da. Concursul are 8 ori, 7. Măcar să scoatem fiecare pește, să nu ne dăm cu pumnii în cap. Și vedem la sfârșit. Și ăsta e primul pește pe care îl prind eu. Nu, Mateo? Zic, e primul pește pe care l-am înțepat eu, zic. Hai să vedem cât de bun o fi. Mai are, mă, mai are, uite-l. Mică apa la mare. Așa că ținem și noi ușor, ușor de el, nu? Îl târăm să... Îl decojim pe burt. Săracu pic. Bine, vorba bine, a mai crescut nivelul față de săptămâna trecută. E chiar ok acum, și putem spune. Uite și înaintea și nodul, e chiar la vârful la... La setă. Dau puțin mai spate. Uite cum a luat el pe coamă. Ai văzut unde e înaintașul? E direct pe coamă, uite. Gata, de-abia acum. Da. Gata. Arestat. Tot kinder, a? Tot kinder. Apa e vezi, bun și ăsta. Aproape a trecut o oră, avem 3 pești. 3 pești. Și tot în urmă suntem. Dar, na, vedem noi cum o mai fi pe acolo. Am mai băgat o fisă mal opus. Am 5 minute, pe asta o să stau în jur de 10-12 minute, dacă nu se întâmplă nimic. O să încerc să mă retrag pe vad. Controlând și acolo ce e, dacă e ceva. Și o să rămână Teo acolo pe loc, să vedem măcar o lansare, două, dacă mai e vreun pește, dacă nu, căutăm vadul 2. Și cu lanseta lui Teo. Niciun semn pe apă. Deocamdată n-am văzut nicio săritură, nimic. Văd că toată lumea tot insistă. A, uite acum prima lansare pe vad, în dreapta. Până acum toată lumea m-a luat de vis-a-vis și parcă am văzut la 6. A dat undeva retras la vreo 15 metri. Deci am citit-o bine, ca să zic așa, uite, că toată lumea s-a retras după prima oră. Am văzut acum. Deci după prima oră, după înădire grea, după prima oră, toată lumea caută vadul. Încearcă vadul. Renunță la mal opus.
Exact tiparul din... tiparul din partida precedentă. Atunci vadul la mine s-a activat foarte târziu, în ultimele 40 de minute. Așa că nu, deși am insistat destul de mult pe el, deci am pierdut foarte mult timp acolo. Așa că nu o să fac mai mult de o singură lansare pe vad pentru a vedea dacă avem sau nu avem pește. Și dacă nu e peștele acolo, mai așteptăm. Mergem în altă parte să căutăm. Eventual pe vadul al doilea. Până la urmă am mai făcut un vad și puțin mai în dreapta, deci practic am făcut două vaduri la distanțe scurte și mai avem încă un semivad la distanță lungă. Da, cred că am putea să încercăm la fel ca ieri, Teo, nu? Cred că am putea să încercăm la fel ca ieri, cred că aș încerca sus prima și prima oară. Au, uite, l-a luat de pe vapă carasă. Ieri a mers, adică am ciupit doi pești după prima oară pe vadul lung. Deja. Și fără urmă de speranță. Ia să mă duc eu să până una alta să armăm noi. Seta aia mai pe lung, așa. Punem aici deocamdată. Da. Am luat un fir ceva acolo. Sau vreo carasă. Dar n-am văzut nimic la vârf. Îți dai seama ce hal de pește o fi ăsta, dacă o fi pește și nu o fi vreo creangă ceva. Dar nu cred că e pește. O fi vreo cârpă ca data trecută, a? A? Păi nu ori aveai, mă, dar le găsesc eu. Ia, ce drăguț, uite. Exact ce ziceam, da? Ia uite-l, ce frumos. Ce frumos.
Superb. Superbă. La fel, la fel am pățit și data trecută, deci oriunde, oriunde am dat, în afară de acolo, deci mă întorceam numai cu de-astea. Deci nu mă întreba de ce și cum, în ce fel, dar aia e viața. E mult, Teo. 15 minute, dacă nu vrea, nu vrea și pace. Când schimb distanțele. A fost frică să nu dau prea, prea tare în ea. Și am dat prea încet. Las că dă mai tare de data asta și amortizăm. Conduce mai mult. Dar pe de altă parte, i-am dat și niște popică gratis, cum s-ar zice, nu? L-am nădit. Am ursă? Zic, nu mi-a plăcut nici acum cum a picat. Unde, de fapt? Și până... E multă rugină, bă, pe angrenaje, cred. A? Da, spray de frâne. Bine. Ar fi fost ceva dacă m-aș fi și ridicat. Aia e altceva. Vedem dacă o ieși ceva și de aici. Aici sunt 10 minute. Dacă nu se întâmplă nimic. Revenim pe... Încercăm și vadul mai scurt. Vedem dacă ia și Teo ceva, dacă ia ceva acolo. Și nu se întâmplă nimic aici și nici pe vadul mai scurt. O tăiem înapoi. Vedem. Îl găsim noi cumva. Adică am reușit de... Când am zis că renunț la vad, am dat pe vadul scurt 18 minute timp de așteptare, dar asta pentru că pur și simplu
Am văzut că nu merge absolut nimic și m-am dus să mai... L-am mai făcut un vad la... La Teo. Și când am vrut să vin să suplimentez și vadul ăsta, s-a făcut lanseta brusc colac. Asta e pe un Nutribom de krill. Da, totuși 18 minute e destul de mult, dar măcar n-a... Asta e semn că circulă ceva pe acolo și totuși, față de data trecută, ăsta e un pește care a venit mult mai repede decât am crezut că o să vină. De rând trecut v-am zis, vadul ăsta a dat rezultat în ultimele 40 de minute. Ce-i drept e că a ținut pești foarte frumoși. Cum o vedem, cum or fi și ăștia. Acum, dacă tot a dat ăsta acolo, vă dați seama că acum mă obligă să mai insist. Având în vedere că nu am prins mai pe nicăieri, nici Teo n-a mai avut semnal, nici malul de vis-a-vis, nici nicăieri. Undeva, ceva trebuie să facem diferit față de data trecută, ca să încercăm să mai scoatem un pește. Teo, după ce arunci... Vedem, poate îl parcăm și pe ăsta. Uite, mă, pește frumos, bă, băiatule de povad acolo. Pește de sac. Poți să-l ridici? N-am prins eu pește așa mare, să nu poți tu să ridici. E frumos ăsta. Am mai luat acum, în ultimele 20 de minute, mai luat doi pești consecutiv de aici, după vadul scurt. Am băgat un wafter să văd dacă reușesc să scurtez timpul de prezentare după ce l-am apălat frumos. Și mi-a dat unul mic, jur de 3 kg, așa. Și pe urmă am băgat un Nutribomb, dar a tras foarte repede și ăla și tot mic. Tot în jur de 3 kg, ceva de genul. Acum am rămas pe un Nutribomb. Vedem dacă mai e ceva acolo pe vad. Să sperăm că mai țin câțiva. Nu știu, rândul trecut n-am prins pește așa mici, adică media a fost undeva la 7 kg de pe vad. E adevărat, mai târziu în zi, dar totuși. Da, foarte ciudat, adică primul pește a tras la 18 minute, pe urmă la 6, pe urmă la 3. Și acum, pe lansarea asta, avem 4 minute. Și așteptăm cu speranță în suflet. Poate mai vine ceva. Orice pește e bun acum, ce să mai zic. Facem. Domn arbitru, eu vreau să schimb locul, se poate? Pe ce bancă? Nu știu, una cu pește mare și mult, care să se sinucidă. Se pare că e în față. E peștele mare, e în față? Ce, e tare. Na, te aleargă pe acolo? Nu, la voi, un singur extra? Două cântare,
cântare, 3 în 2 cântare. Bă, nu știu ce să zic, 4, da. 4, cred, are 1. Aș vrea și eu măcar un cântar, undeva la 23 de kg atât. Ăla nu era așa mare, nu? Ha? Ăla nu era așa mare. Nu, mă, nu era de... Nu îl știi pe Eugen. Zbiară, e obișnuit o viață cu plătici, gata, a văzut ceva mai sus de cot. Nu, are vreo 6 kg, 7 kg, nu. Îți spun, deci, eu i-am zis, bă, dacă vrei să cântărești, dacă vrei să cântărești pe mine, nu mă deranjează, poți să-l cântărești, dar nu are ce dai. Nu prea e să eliberezi așa de... Nu mai poți să-i dai drumul și imediat, nu e aia problema, dar te muncesc degeaba, știi, și pe urmă mi-aud vorbe. Da, nu are. Cam așa, 7 kg, pe acolo. Adică am mai prins și eu câțiva de ăștia, de pe aici, de 10. Salontă, puteam să jur că sare de 15 kg. Ha? 13. Păi... Mare, gras, dita, mai burt. Am luat și eu ieri una frumoasă. Bine, tot așa, în jur de 10, să zici. 9, 8, 10. Astea nu prea pot să, că sunt îndesate și rotunde. Nu prea... Că n-au grăsime pe ei ca lumea, dar doar... E, unde? Că acum sunt cei mai grei, că dacă au icre, lapte, acum sunt cei mai grei, nu în vară. Mâncă tot pe ea. Dar nu contează. Nu mănâncă la 4 kg de mâncare odată să țină în el cât ține icrele. Nu, acum sunt cei mai grei pești. Acum și toamna târziu. Imediat după depus scad... Logic, păi, da, asta zic, nu. Acum chiar dacă e nemâncat după iarnă, da, are icre, săracu. După depunere am cele mai mari discuții. Dacă e să arbitrez. A, pula mea, mă, care trebuie să aibă mai multă. Bă, nu știi vorba aia mică de aia noastră? Așa și coște. Bine să fie, dar să urce mai mulți. Ce mi-am uitat țigările alea normale la capană. Da, ia mă țigări, cine te lasă? Ia mă! Mai am câteva de astea, mi-am uitat pachetul ăla întreg. Am omul, îți dă o țigare și tu bați apropo de un pachet întreg, mâncați și gura ta. Dar zici, am uitat-o, l-am și eu, eu, eu înțeleg că ne e greu, da. Trebuie să le lăsăm, bă, dă-le dracu de țigări. Cum le lași? Și cum vrei să le lași? Uite așa, le lași pe raf, nu le mai cumperi. Da, dar și când începe plămânul să zică, fătute în gură, dă-mi. Hai, te cer scâna. Am mai încercat eu să fac o chestie de asta în pandemie și m-a luat nevastă mai azi, dacă sunt două tigăi în cap, du-te-n pula mea și ia țigări. Da. Eu, nu știu, pune la uscat pătrun gel, vezi ce pula mea faci pe acolo. Bine. Bine. Deci 9 minute fără prezentare. Mă las până la 10 minute. Și pe urmă n-am ce să-i fac lui domnul Pește. Îi mai dau încă o lansare de control să vedem dacă mai e pe acolo sau nu mai e. Și dacă nu e, trebuie să... mai băgăm niște mâncărică și aia. Vedem pe unde îl mai căutăm, ce inspirație mai avem. Mai reușit de-a mai curcat unul de pe vad, din fericire. Îl dăm vadul scurt. Asta și Teo cu o lansare aici, pe vadul scurt, dar fără niciun fel de rezultat. Și la el. Adică n-a avut pește și acum l-am pus să se ducă pe vadul lung. Adică așa am convenit. Încercăm să căutăm altă zonă productivă dacă asta nu mai dădea roade.
Dar văd că am mai dat un pește. Am măcar să găsim noi două zone care să dea pește. Hai mă, nu mai fi nebun. Acum el a plecat la... A plecat la măsurătoare. Că l-a rugat să-și facă o lansetă și pe vadul celălalt pe care ziceam că l-am făcut. În caz că nu dă rezultate nici vadul ăsta, nici vadul lung, să încerce și el pe vadul proaspăt creat. E de muncă aici. E bine că juvelingul a rămas aici, dar ne descurcăm, sper că ne așteaptă peștele. A fost bine. N-am înțeles cu el până la urmă. Ăsta și mai micuț, da? Ei, în lipsă de altceva. Bun și ăsta. Că reuși să... Reuși și Teo să scoată unul de pe vadul lung. Eu, fix la din aur, am mai scos un șoricel de vreo 3 kg de pe vadul scurt. Dar măcar am mers și partea asta din stânga. Ăsta pare puțin mai îmbrăcat, nu? Da, tot de juveni. Hai mă, că e... Ce n-aș fi dat eu să fie la fel celălalt. Am prins. Căcat, frate. Am că mai arată pește și ăsta. Nu. Bun și ăsta. Ai un când vrei să pui camera. Cu tot. Te-am vrut să pun camera. Așa. Ca să... Eu vă spun că mă țin de vreo oră. Nu știu, cel puțin așa am simțit eu gârla asta. Mă țin de vreo oră, am zis că nu o să mai meargă pe vad. Să mă apuc să mai fac încă un vad, undeva în 20 și ceva de metri, să avem o altă alternativă. Dar s-a agățat ăsta de mine, ce credeți? Ia să se vadă așa frumos curbură, bățule. Mamă, ce artistic, bă, bai de capul. Incredibil. E ca dracu să stai să și filmezi și să încerci să prinzi și pește, dar încerc să le faci pe acolo. De obicei când te chinui să faci mai multe, nu prea ți-s. Oricum cert e că până acum față de data trecută când am avut primul contact cu gârla, după două zile de pescuit, să nu mă niez pe Dumnezeu, dar parcă a fost puțin mai bine. Asta de data asta pentru că ceilalți pești tot am alternat și am pescuit pe water și au intrat destul de mici. I-am băgat un nutribom de iamiscuit, acum am zis că sunt bun și iamici, dar hai să încercăm totuși, poate dăm și de ceva mai frumos. O garantez că e frumos ăsta, dar totuși bine că am mâncat. Parcă să zic oricum, e puțin mai măricel decât ăla de 2,5 kg, 3. O avea 4, ai 1 kg în plus. E de muncă aici, nu e de joc. De muncă cu vadurile, cu peștii. Că nu înțeleg eu cam pe unde circulă ei și de ce și cum. Încercăm și noi să îi punem mai multe capcane. Și
dacă aveam inspirație să ne rotim exact pe unde trec ei, când trec, și oprim acolo puțin, poate reușim să prindem câțiva. Încercăm să-l aducem la micio frumos. Nu că e mai... Opa! Ia-l pe al tău. Hai de bara mea. Păi nu se putea, mă, să facem așa. Un dublu drill frumos. Măcar ăsta e pește de sac. Caras? Am descurcat cu ăsta aici. Da. Șapte chile. Bun. Da. Bun de sac. Caras e sigur? Ho, 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 ho. Bă, tu știi că virgulă crapă mușcă, bă? Și doare? Mă, termină-te! Aia a fost. Hai că-l băgăm pe ăsta la sac și ne auzim mai încolo. Și au început căutările. Am avut două lansări pe vadă, unde până acum am prins. Fără sorzi de izbândă. Și am zis că e timpul să mă mut. La ora 1:30, rândul trecut, v-am zis, am avut de la 3. La același loc, același vad, pe la 3 a început să producă ceva. Așa că am zis eu că nu suplimentez, dar dacă tot nu mai era nimic acolo, sau mă rog, n-a mai fost nimic acolo, m-am apucat și am nădit. Avem voie să nădim cu coșulețe. Am dat 6 coșulețe cu nadă și pelete. Mai mult nadă, sincer să vă fiu. Ca să nu... Să-l întârzie destul de mult pe acolo, pe zonă, și să nu... Să n-apuce să halească decât în metod. Și acum am mai avut un vad făcut dimineața. Am zis că am muncit de mi-au sărit capacele. De asta uitase. Mai a avut un vad făcut chiar la limita de sector, pe care n-am pescuit până acum niciodată. Și având în vedere că din vadul lung au avut vreo 3 prezentări sau 4 prezentări, din alea 4 prezentări, nu știu, era un frum ciortan de acolo? De sus? Din vad? Un șobolan, a? De la mic. Și restul cara sau țeapă. Da. Deci, cum ziceam, vadul de vis-a-vis, adică vadul lung, nu cred că are sens să-l accesez, sau bine, ok, dacă nu-mi trage acum, mă rog. Dar nu prea mai aveam unde să dau. Deci pe vadul scurt n-am mers, l-am suplimentat. M-am dus acum pe vadul pe care l-am creat dimineață în marginea sectorului. Vadul de sus are pește pe el, ceva, dar numai pește mic sau deloc. Presupun că și ratările alea tot caras ceva a fost. Și ăsta, ultimul vad pe care l-am făcut aici, în 24 de metri, o să-l accesez cam printre ultimele, dacă este să nu meargă. Uite, acum, de exemplu, Teo e pe vadul scurt unde am prins o pește, a rămas el acolo în timp ce am nădit, am vrut să vedem dacă merge cu apelul cu astea, dacă răspunde la bubuiala. Dar văd că n-a avut nicio trăsătură, nimic, și dacă nu are acum trăsătură acolo,
O să trebuiască să se ducă pe vadul pe care l-am creat pentru el pe limita stânga de sector. Că e clar că sus nu mai are treabă, da, nu mai e ce să mai, nu prea mai e ce să prinzi de acolo de sus. Dar oricum, eu o să stau 10 minute pe lansarea asta, v-am zis, pe vadul ăsta din stânga sector. Dacă nu am nicio prezentare, nimic, o să încerc și eu vadul sus, vadul lung. Mai de sus să vedem dacă am vreo prezentare și dacă e prezentare să vedem ce e. Dacă nu e nimic sau e caras sau e ceva care nu îmi convine, o să încerc vadul scurt pe care l-am realimentat acum. Deci asta înseamnă ca și timp undeva la peste vreo jumătate de oră, ceva de genul ăsta. Cel mai devreme o să mai încerc acolo. Și dacă nici atunci pe lansarea aia, o singură lansare o să o dau pe vad, dar lansarea aia trebuie să fie moc și sfârc, adică așezată cum trebuie, direcția care trebuie, exact cum trebuie. Dacă pe lansarea aia nu s-a împește, o să încerc și o lansare aici, în scurt. În 24 aici, vedem, stăm și acolo vreo 10 minute și dacă nu e nici acolo, o luăm din nou cu căutările. Oricum, din ce am văzut și acum și data trecută, cam ăsta e spartul târgului, adică dacă este să se prindă pește pe vad, să se îngrămădească și să se ia pește acum, în a doua parte a partidei, ar trebui, nu am luat în prima parte, ceea ce m-a bucurat, dar era bine să fi ținut așa toată ziua, dar n-a fost. Din ce am observat, deci peștii ăștia nu prea își găsesc ei locul. Bine, presupun că nici nu sunt ahtiați pe mâncare așa acum, la temperaturile astea, mai ales minus 1 grad, 0 grade noaptea. Poate nici nu sunt căutători așa de mâncare, ci pur și simplu la plimbare. Și dacă este să fie vreo troacă în fața lor, stau puțin pe acolo, mănâncă ce le convine, pe urmă iarăși pleacă. De-aia trebuie alergați și peștii. Și n-au o zonă anume, să zici că ai o distanță față de mal sau o zonă anume pe care circulă. Spre exemplu, rândul trecut n-am prins niciun pește în fața mea de acolo și după ce s-a terminat concursul, de-abia atunci au început să sară malul de vis-a-vis. Ia, că avem aici un sac. Au început să sară malul de vis-a-vis, au început să sară aproape, imediat după ce se termină concursul, logic. Da, na. O luăm și noi ușor, ușor. Altceva n-avem ce face. Din păcate, uite că n-am avut și noi noroc de un extra cântar, ceva, adică ne ajută. În dreapta s-a luat pește mare, sau un 13 kg și ceva, vă dați seama, un pește de la, ne scoate 4 pești de ăștia de-ai noștri, adică ne-a închinuit cam degeaba să îi prindem pe aia, dar nu e nici timpul trecut. Poate reușim să dăm și noi un extra cântar. Extra cântar înseamnă un pește de la 10 kg în sus. N-am avut așa ceva. La partida precedentă, în concurs precedent, am luat unul singur, exact. Ultimul pește de final, 10 minute înainte de final mi-a tras. Aici se joacă până la capăt, ce să mai vorbim atât. Nu. Da, că ne auzim și mai încolo, vedem ce și cum merge. Nu mai apuc să mai încarc și eu eventual cât aveam, 9 minute. Nu e cam scurt, mă? Hă? Ce? Nu
știu, mi s-a părut că pica scurt sau da, nu mai banghesc eu bine pe apă. O să trebuiască să-mi reconfigurez o lansetă și pentru... Ăla e, nu? A, am înțeles. Zic, o să trebuiască să-mi reconfigurez și o lansetă, să am una făcută aici unde i-am dat săpape. Unde ești acum? Ha? Acum sunt pe extrema dreaptă, unde am făcut vadul la dimineața. Păi dacă i-am nădit acolo și n-a fost nimic, nu, am zis să mă aleg și eu de ceva. Dacă e nimic cu și aici, încercăm o lansare sus. Pe vadul 2 acolo unde te-ai bătut tu cu caraș. Și v-am zis, da, nici nu mai știu, mai cunosc gândurile. O să trebuiască să fac să clipsesc și eu o lansetă pe 20 ceva de metri aici, dacă tot vreau să încerc. Și nu, activitate nu prea e. Supărare mare, domne. Am mai reușit, dar mai ciupit câțiva pești, vreo 2 pești. În ultima oră și jumătate, aproape 2 ore, adică, sau 3 pești. Foarte puțin. Am intrat în ultima oră de concurs. Și... Nu... N-am, pe vadul ăla scurt unde am tot prins pește și alea am încercat, nu? Pe dreapta unde am făcut, nu. Vadul lung, nu. Acum am făcut o lansare pe vadul ăsta în 20 și ceva de metri. Și chiar când vrem să renunț, adică mă dusesem să pregătesc cealaltă lansetă, să dau pe vad, pe fostul vad scurt, primul vad scurt, s-a încolocit după suport lanseta și a reușit să scoatem unul la vreo 5 kg. Așa că am rămas, vă dați seama că nu, dacă tot am prins aici, o să mai insist să pescuesc tot jos. Știu, mai este. Deși a venit cam târziu, a venit la vreo 12 minute, dar poate cine știe, dacă a fost ăla, ori mai fi și alții. Ce e prost e că, na, nu m-am gândit că o să îl folosesc așa, vadul, că o să se pescuiască așa. Dar putem să facem și invers. Că e făcut ăsta din 20 ceva de metri, e făcut chiar pe jumătatea standului. Și celălalt de mai sus, tot căcam pe acolo. Și există pericolul, uite acum Teo s-a dus pe vadul principal, ca să zic așa, pe primul vad, ăla de ne-a dat ceva pești. Că nici el n-a mai avut mai pe nicăieri pește. Am mai reușit, dar mai scos unul, m-a opus, dar următoarele lansări au venit cu gherlă. Și acum, în ultima oră, am zis, hai să încercăm ce ne-a consacrat. Eu să încerc marea acostare. Aici scurt de tot, unde am nădit în timpul partidei. Și o să rămână pe vad sus. Vadul pe care și la partida precedentă, în ultima oră, am făcut treaba, dar... Culmea e că ăsta a început acum, astăzi a început mult mai devreme, dar s-a stins mai devreme vadul. În continuare, problema noastră cea mai mare e peștele mai răsărit, mai toată lumea... Nu pot să zic că am văzut pe cineva care să scoată chiar așa constant pește, dar la fel ca și noi, au mai ciupit unul de aici, unul de acolo, problema e că ce-au ciupit ei 8, 10, 12 kg. Noi ciupim de ăștia mai micuți, dar probabil că de-aia și prind ei mari, că îi scoatem noi pe ăștia mici. Aia, v-am zis, asta e singurul lucru pe care chiar nu pot să-l controlez la pescuitul ăsta de metod. Când fluctuează
dimensiunea peștilor, nu poți decât să încerci să faci cum am făcut și eu, pescuit cu momel de substrat, să nu iasă chiar așa în evidență și să încerc să-i fac pe aia mari să deschidă gura mai bine. Și chiar dacă nu pot să zic că a ieșit acum 100%, asta nu înseamnă că cu alte ocazii nu o să iasă. Cine știe, poate pur și simplu ghinionul dă neșansă. Nu am avut noi noroc de pește mare. Oricum, partea bună a lucrurilor este că de data aceasta am pescuit standul mult mai bine. Deci măcar câte ceva am învățat după două partide pe balta asta. Cred că astăzi, bine, ieri la antrenament am prins și niște pești mai frumoși și adevărat, am luat 12 kg, 10 kg, două bucăți, undeva pe acolo. Și o medie destul de frumoasă de pește, dar nu știu, crezi că am prins mai bine ieri om sau azi? Astăzi? Bine, ieri am și vrut să încercăm nade, pelete, dragi laci, metode de nădire, de pescuit, timp de așteptare, momeli, mă rog. Antrenament nu era, dar am avut și un stat mai bun, doi. Astăzi, a zis Teo că parcă astăzi am prins ceva mai bine azi față de ieri, dar oricum nici ieri nu pot să zic că am rupt hamul. Dar făcând o comparație, săptămâna trecută, fix pe același loc, o zi 90% similară cu asta, parcă să zic că a bătut mai puțin vântul, n-a fost chiar așa de vântoasă ziua, dar un rezultat mai, mult mai slab. Așa că omul din bătaie învață, din bătăi în bătăi. Mai înveți câte ceva, poți să te aștepți chiar să ghicești așa balta fix din prima, mai ales că este o baltă oarecum atipică, adică na, o baltă care nu dă doar malul de vis-a-vis cum dau alte bălți, nu dă doar într-o anumită distanță, adică uite, ai luat pește 20 ceva, 40 ceva, 50 ceva, 70 de metri, malul opus și nicăieri nu poți să, adică în afară de vadul pe care l-am făcut dimineața și alea acolo unde chiar a, să zicem că acolo chiar am avut o oarecare impresie de vad, în sensul în care chiar am luat câțiva pești destul de repede, constant pe fiecare lansare, eu cred că am reușit să legăm vreo 4-5 pești unul după altul. Adică, na, o impresie de vad. Afară de acolo, nicăieri, unde am încercat în altă parte, n-a dat rezultate. Rar s-a mai luat câte un pește din alte distanțe și alte încercări. Chiar am muncit azi. Am muncit, dar mi-au sărit capacele. Amândoi am muncit, am dat în toate distanțele, am ieșit la bețe de 20 de ori. Mai aveam puțin și îl întreceam pe Nacea. Numai Nacea măsoară 200 de lansete pe partidă. Deja nene arbitru tea că mă luase în bâză. A zis, Nacea, tu ești. Nu sunt. Dar măsor ca el. Nu știu ce aș fi putut să fac mai bine asta, sincer să vă fiu. Poate să fi insistat mai mult în malul opus, doar că malul opus, din păcate, partida precedentă
având în vedere că n-am luat niciun pește de acolo. Și singurii pești care s-au luat doar dintr-un singur loc. M-a cam dezumflat așa, adică nu prea am avut încredere să iau iarăși malul abătut, malul de vis-a-vis. În stânga și în dreapta noastră s-au luat pești de mal. Dar ea e și altă conformație a malului, e drept. Cred că ăsta e singurul reproș pe care pot să mi-l fac, să zic așa. Că n-am încercat, dar pe de altă parte, dacă încercam acolo, cu aceleași rezultate ca data trecută, nu făceam nici cât am făcut acum. Nu știm, nu o să știm niciodată. Cert e că un șut în fund data trecută, un pas înainte astăzi. Probabil că la partida viitoare o să fie și mai bine, cine știe. Mai avem 10 minute până la final și am stat să plec cârlige să alea pentru că nu mai aveam niciun fel. Am rămas pe vadă în 20 ceva de metri și văd că s-a agățat ceva de bine. Din păcate, bătaia noastră astăzi a fost televizată. N-am reușit. Pești ca număr așa, să zicem că am fost decenți în număr, dar n-am avut talie, din păcate. Aia. De-aia am și rămas aici jos, am zis că poate, cine știe, vreun bătrân al bălții, fără frică, să se apropie încoace de mal. Da, nu e nici ăsta bătrân al bălții. Da, e un pește pe care îl așteptam de foarte mult timp. E aici, uite-l. Pește chiar frumos. O salunt. Oho, o saluntă de sac. Oba. Oh. Sperăm că, cine știe, o mai veni. Ia uite, eram cu foarfeca în cârlig, nu mai știam cum să-l tai mai repede că pleca lanseta, mai ales așa de-n scurt. Pă, wafter al portocaliu a fost ăsta, am zis că, da, orice pește e ok, de aici de mal. Ți-am luat și ție în ultimele 10 minute. Dă-i drumul acolo, ține-te de aici să pot să lase și eu. Ăsta a venit după vad, după vadul principal, ca să zic așa. Vezi că n-am umblat la frână la nimic. După vadul principal a venit. Am rămas așa, am zis că te o să încerci acolo și o să încerc aici, jos. Și s-a dus în dreapta peștele este? Da. Da, da. Adică eu nu pot să lansez. Da. Ce ai, mă, nene? O forțăm? Da. A? Da. Aia, ce-i mic și cu un pește scăpat și fără tot aia. Oricum, trăsăturile vin destul de târziu de aici, din distanța asta mică. Asta a tras undeva pe la 16 minute, 18 minute, că oricum am zis că le las. Am zis că las până trage, că n-aveam niciun motiv să schimb. Momela era ok. Lansarea a fost bună.
Dacă se învârte pe acolo, o să vin. Deci, mai avem 8 minute, ceva de genul, e clară treaba. După care nu cred că o să mai avem vreun pește. Ia, măcar aici la teu, ia să vedem ce avem aici. S-a dus? Nu. A, am crezut că ai zis, bă, nu-mi dai și tu emoții de-astea, frate. După ce că... Cum am mai zis, bătaia noastră televizată. Să fie frumos. Fără machiaj, fără fără. Bă. Pentru a doua zi de concurs și a treia zi pe gârlă, poate mai învățăm și noi una alta, cine știe. Hop. Oh. Gata, l-am arestat rău și pe ăsta. Ăsta-i pește de juvelnic. Aba. Micuț, da, atârn. Ce să facem? Ce putem noi să mai facem? Acum nu mai putem să mai facem nimic. Am terminat, cum s-ar zice, în glorie. Am terminat fiecare cu cât un pește. Mai. Ia să facem și noi o adnotație. După cum ați auzit, asta a fost tot. Da, să dau și o lansetă afară. Haideți de fapt că o să ne vedem la cântar, că trebuie să strângem pe aici. BRB. Și proba de cântar acum. Ce-i mai slab din curtea școlii? Depinde, mă, nu vezi că i-am prins toți puii omului ăsta aici. Să vedem primul cântar aici. 30. În cap? Păi nu, că ai depășit cu 600 de grame. Da. 600 de grame. Minus. E bine ăla cât avem noi. Stai, bă, că aici n-ai ce să mă ajut, aici îl aruncăm direct. Nu, mă, dar țin minte de colegul tău că eram pioneză pe nuchetul cu spatele. Acolo aveți pază aici? Asta, da? 40? 3 pești, mă. Ce-i
La Zubeli ce-au pe mare, auzi. La Zubeli ce-ai numai tine. Vedem și pe aici. Ce, ce mai găsim pe aici? 5. Bă, dacă este media la fel ca ăștia? 22.350. Auzi. Doamnește. Așa, și acum dă făcut cu saci. Bă, dar poate reușesc să fac și eu o poză, bă, băiatule. N-am nicio poză, ha? Cu ăștia din sac. Ia un care. Fă și mie unul aici, o poză, măcar să am și eu o poză pe ziua de azi, că n-am niciun. Când ori, bun, pune și noi 2-3 de ăștia la. Ha? Câți punem? 2 sau 3? 2. 2? Ce? Da, stai să fac și eu o poză aici cu sărăciile astea. De... La urmă. Am înțeles. Ok. Când am înțeles. Dacă așa e regulă. Așa e regulă, nu. Hai repede de pe aici. Acum puteți să... Ia, fă o poză de sus aici, în jos, măcar cu ăștia așa. Gata? Da. Hai. Mersi. Ha? Nu, mă, tot la fel. Mai 3, nu? 2, 3. 2, scot, dă 2 încă. Aici sunt. Da, e bun flotor, ha? Păi ce dracu să facem și noi? Ua! Hai, bagă-l, bagă-l! Oh, cu tata! Care aveți la cum e? Ultima. E, cred că e mai mare ca ăla. Ha? Îl lăsăm singur. Ok. Băi, pe ăștia e medie 2 kg. Cât s-or strânge acum, Ana? 17, 27. Eu aveam 55, eram la 14. 17.250. Așa. Da, că am mințit. Da. Uite, am crezut că ăsta e mai mare, dar a fost acolo. Scuze. Da. Ultimul baboi. 6750. Ăla-i. 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 Ai văzut caras pe aici? Am luat, cum să nu? 93.170. De-aia așa pe lungă. Cât a fost un? Stai să... Cât poză, mă? Cât? 93.17. Ăla-i. Ai. Așadar, 93.17. Pa, aproape oarecum, dar
medie ce trebuia, ca să zic așa. Hai să... Să ne vedem și cu Teo aici. Că amândoi am luat bătaie, nu doar eu. Nu mă? Corect? Ia să vedem. Da, da, mâine. Așa. Mâine, nu știu ce o să facem. Aveți, uite, cât am, 93-17 a zis? 93-700. Da. Pe medie ne-am luat-o. A, cu 600 de grame, avea 94 de chi. Și... Da. Ne trebuia și nouă, un extra. Dacă aveam, da, dacă, păi asta a fost, asta a lipsit. Între, dacă doi de aia, dacă ai scoate două sărăcii de alea de 3 kg ce am luat noi, și ar fi fost un extra care înseamnă 10, 12, 14 kg ce au cântărit și oamenii ăștia, lasă-mă, nu zic 15, 16, ajungeam și noi la cât? La 110? Da. Ăla a zis că a făcut, s-a făcut 2 sectori cu 100 și ceva, nu știu, o să vedem clasamentul mâine, o să zicem. Deci departe nu am fost. Chiar nu am fost departe, sincer. Doar că... O pauză cam mare între... Da, între repriză. Și pauza aia mare, dar... Eu tot zic că ne-am luat-o la talie, sincer să zic. Grav. Grav de tot. 5 trăiari, 3-4 pătrari, mici. Hai, vedem și mâine. Din câte am înțeles, astăzi am fost în B. Și da. Mâine, uite-l. Ăla e munte, nu ți-am zis? I-am zis că și data trecută am pățit la fel, săptămâna trecută, fix pe unde am pescuit în malul de vis-a-vis, n-am prins niciun pește, imediat cum s-a terminat, de nu, erau pe acolo de săraci, n-aveau niciun stres, răreau, făceau tombe, aia e viața, n-am ce să le fac. Astăzi am tras B, deci mâine s-ar putea să, că nu cred că mai avem voie să tragem una sau B, nu că ar conta, adică eu oricum nu știu decât două locuri pe gârla asta, ce am pescuit ieri pe doi ăla acolo. La antrenament și de două ori post, da? Am pescuit 8 și mâine o să tragem un C sau D. Vedem cum o fi, adică pe capătul celălalt al bălții și tragem pe capătul celălalt al bălții fix într-o zi nasoală, adică mâine s-a anunțat că o să fie mai cald, că astăzi numai că o să fie norat. Adică vedem cum o reși. Nu știu, dar e apa mică acolo și pe soarele ăsta s-a prins bine și acum în capăt acolo. Nu știu, vedem. De schimbat nu cred că o să schimbăm mare lucru. Talia peștilor, eventual. Și troița la care ne-am închinat azi. Da. Nu știu, vedem. Bun, până mâine sau până data viitoare, rămâneți dependenți de feeder. Sănătate!